Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Timpul să vorbim. Observați că am o ținută specială în această seară. Da, e timpul să vorbim despre fotbal, despre fair play, despre galerie, despre ce se întâmplă pe stadionul Marina Nastasovici din Giurgiu, despre furnicăturile pe care le avem la meciurile de Liga Europeană. Avem o echipă de calibru în Giurgiu care ne oferă surpriză după surpriză, încercând să ne seducă, să devenim astral, doamnelor și domnilor. Avem în această seară în platoul emisiunii galeria, sufletul galeriei, pentru că nu i-am putut aduce pe toți, dar promit că o să mergem și între ei pe stadion, sufletul galeriei Astra Giurgiu. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația în platou. Mă ajută în această seară, n-am o sarcină tocmai ușoară, iubesc fotbalul, iubesc Astra, dar să punem lucrurile la punct așa cum trebuie, să discutăm în termeni sportivi, dacă putem să spunem. L-am în platou pe colegul meu de la redacția Sport, Alex. Eu nu puteam să lipsesc, mulțumesc de invitație. Îți mulțumesc și eu că ai acceptat, tu ai însoțit echipa în deplasări, nu-i așa? O să ne povestești. Eu, dar și galerie. Și galeria. 12-lea jucători, ei sunt cei mai importanti. Da, sigur, sigur, și îmi place galeria asta, îmi place ce văd pe teren, sunt pașnici, mie îmi place gălăgia la meci. Îi rog pe invitații mei să se prezinte. Radu Petrică. Teodorescu Cezar. Dupin Alin. Da, mai departe tu. Ursu Mihai. Țiganele Denisa. Dupil Paul. Avem și o fată aici, două fete în platou, suporter Astra. Într-un oraș de steliști și dinamoviști, ne-am pomenit așa cu o echipă de primă ligă, da? Alex, Astra, Giurgiu. Am rămas un oraș de steliști și dinamoviști? Deocamdată... Eu zic că da, dar trebuie să ne unim, să fim pentru Astra. Pentru că este de ceva vreme Astra la noi în oraș, iar giurgiuvenii trebuie să înțeleagă că Astra nu mai este Dunărea, dar este echipa lor. Chiar dacă ei țineau în trecut cu o echipă anume, Steaua, Dinamo, Rapid sau știu eu ce, acum... o obligație morală a căzut asupra lor, dacă sunteți și voi de acord cu mine. Și de asta eu aș dori, în drum spre redacție, în drum spre televiziune, cineva m-a abordat și mi-a spus: dom'le, dacă tot începeți emisiunea, ia să adresăm o întrebare la început. Ce ar trebui să mai facă Astra pentru Giurgiu? Este corect? Sau ce ar trebui să facă Giurgiu pentru Astra? Care este întrebarea? Care este întrebarea, dar și bună întrebare, dar mă interesează nu nominal cine ți-a adresat întrebarea, dar din ce segment făcea parte? Din segment. Staful Astra, un om de pe stradă, un suporter Astra, un neconvins de către echipa Astra. Un giurgiuvean imparțial. Da, e în dilemă, înseamnă. Da. Adevărat, adevărat. Dacă mă întrebați pe mine, din punctul meu de vedere, pe stadionul Marina Nastasovici la meciurile Astra nu se întâmplă ceea ce ar trebui să se întâmple. Și doamnelor și domnilor, nu, galeria Astra nu e așa o adunare ad hoc pe stadion. Ea are și o formă legală și am aici pe fondatorii galeriei. Trei, cu cine vorbim? Trei din cei cinci membri fondatori. Trei din cei, da, din cei cinci. Cine sunt membrii fondatori? Alin, odată. Radu Petrică și Dupil Paul. Da. Mai este încă unul, dar nu este în țară în momentul de față. Alin, Radu și Paul. Păi, ce vă veni? Bine, noi când am pornit în acest drum, l-am preluat, să spunem așa. Eu am știm și că... despre, și trebuie să amintim și vechea galerie. Da, vechea galerie în care am fost și am susținut-o și pe aceea și susțin în continuare, am susținut echipa Astra Giurgiu și o să o susțin mereu, însă ne chinuim și încercăm prin tot din sus să aducem lumea la stadion, să
facem lumea să susțină și această echipă, pentru că echipa orașului, și să lăsăm în urmă orgolile Steaua, Dinamo, Rapid și ce iubiri mai avem. Este... Am înființat la sfârșitul anului 2013, am înființat LSAG, Liga Suporterilor Astra Giurgiu. Am vrut să fim cunoscuți în țară, să nu fim unei ca nimeni, gen sau a strâns 3 băieți, 5 băieți pe stadion, hai să facem galerie. Nu, vrem să fim cunoscuți. Am devenit cunoscuți prin fair play-ul pe care l-am dat dovadă atâta timp și în atâtea meciuri, și poate uneori am fost înjurat și am răspuns printr-un... Hai că ajungem și la, da, și la înjurături. Dar de ce ați dorit să dați o formă legală galerie? Să dăm formă legală pentru așa că... Așa trebuie, fiindcă așa, nu mă pricep. Așa trebuie, și pentru că nu putem să mergem pe stadion să ne manifestăm, pentru că erau autoritățile, clubul la rândul lui... Și în momentul în care mergeam în deplasare, nu ne primea nimeni, pentru că trebuia să avem forma juridică să ne primească și pe noi cineva să acolo, să cunoscut, cu cine să... Organizat. Un grup organizat, ca să poată să stea de vorbă cu cineva. Că nu poate să stea de vorbă cu toată lumea. Mergeam un reprezentant, vorbeam și atunci ne primea, intram în stadion și ne comportam exact cum ne-am comportat până acum și nu am creat probleme. A fost greu? Cât de greu e să dai o formă legală unei galerii de fotbal? Da, ne-am chinuit, adică știm, pentru cu birocrația, știm... Ne-am chinuit foarte mult, pentru că, bine, am fost și ajutați. Unde se încadrează? În nomenclatorul ăla de organizații, de, nu știu... Asociație non-profit. Așa, o asociație non-profit. Da, profit. Așa? Și are ca scop sprijinirea sportului, promovarea sportului. Deci nu neapărat numai fotbal, orice altă manifestare sportivă care e în oraș, noi ne... Deci nu predilec către Astra. Special pentru Astra am creat, dar și alte... Am fost și la alte activități și... sportive. Da. Am fost și la handbal, am fost și la basket, am fost și... am susținut și... am fost la câteva meciuri ale lui Dunărea. Foarte frumos, foarte frumos. De-aia spuneți-mi, cum vă înțelegeți cu suporterii Dunărea? Pentru că suporterii Dunărea sunt suporterii Dunărea. Eu am auzit sloganul. Noi avem echipă. Giurgiu are echipă. Pe Dunărea, Giurgiu. Dunărea de acum nu este Dunărea de dinainte să vină Astra la Giurgiu. Înainte să ajungă Astra la Giurgiu, Dunărea a fuzionat cu Astra Giurgiu și s-a numit Astra 2. La Astra sunt jucători care au jucat și la Dunărea Giurgiu, cum este William, portarul Gavrilaș, deci mai este și un alt băiat care a fost în lotul Dunărea, e junior, acum este, probabil o să ajungă și la echipa mare. La echipa a doua. Da. Un băiat, da, este giurgiuven. Da, asta vreau să zic. La Dunărea acum e o situație cum e la Steaua, cum și-au pierdut de identitate, aceeași chestie. Dar mi-aduc aminte când a venit Astra, de la bun început aici, și comentau cei din presa centrală cum că Giurgiu veni, uite doamne, au umplut, erau uimiți că au umplut un stadion de la Giurgiu, uitând repede de brandul Dunărea, și acum repede s-au dat cu Astra. Cum comentați chestiunea? Au dreptate? Nu au dreptate, e normal. Presa centrală să nu ne privească, niciodată n-a privit bine, să zic, fenomenul de la Giurgiu, tot ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă la Giurgiu, invidiile, în fotbal se întâmplă lucrurile astea. Am trecut prea ușor așa de la o echipă, de la un brand local la unul național. La unul național? E clar că noi n-am fost pregătiți și nici acum nu suntem pregătiți pentru ce avem. Să fie asta problema? Încă Giurgiu nu este pregătit pentru o echipă de primă ligă europene. Nu, mă refer aici la asta. La Astra. Giurgiu este pregătit de Astra? Să fie asta problema, pentru că noi aici despre asta vorbim, că nu vin suficient suporteri, nu? Asta este problema, că nu sunt destul de fanatici. Nu zic că trebuie arătat cu degetul cineva. Nu, e normal să... La început să nu fie fanatici. E normal, dar probabil n-avem experiență, n-avem tradiție de fotbal de înaltă performanță la Giurgiu.
Păi și atunci n-avem tradiție, dar răgnim în fața televizorului, la Steaua, la Dinamo, la meciuri de, din Liga 1, meciuri de campionat. Când a venit campionatul la tine în oraș, ce faci? Cei care? Da, sau pe stadion. Când semințele n-au un gust mai bun decât pe, mai bun în altă parte decât pe stadion. Nu am nimic cu consumatorii de semințe și mie îmi plac semințele. Dar pe stadion chiar mă uit la meci și n-am răbdare să toc semințe și sar și savurez fiecare fază și țip, chiar dacă sunt femeie. Avem aici o fată și vreau să le spun telespectatorilor noștri că tricourile pe care le-am îmbrăcat pe această seară, toți din platou, sunt tricourile originale de joc ale jucătorilor de la Astra Giurgiu și mulțumim clubului pentru... Eu mă simt bine în tricoul ăsta. La fel. Cât de apropiat sunteți voi, galeria, de jucători? Noi suntem apropiați, că de fiecare dată când am solicitat să mergem, am dat noroc cu ei, am vorbit cu ei, chiar eu m-am întâlnit cu Budescu la campus, am mers la Ploiești, am vorbit cu el, deci sunt deschiși la... Au făcut poze cu noi, cu toată galeria care au mers și suporterii care nu sunt în galerie, au mers, au făcut fotografii cu ei, au discutat, ei le-au dat autografe. Deci mai târziu o să iasă și pun oraș, o să bea o cafea cu noi, când ne-am întâlnit cu ei, o să ne salutăm, o să... Dar trebuie să ne mai mulțim. Suntem prea puțini. De acord. Câți... Să vină cât mai mulți. Cam cât sunteți? Ca și grup 50... 50, da, dar pe lângă mai vin. Dar și eu am venit la galerie și nu uit meciul Astra Olympic Lyon. Deci am fost la galerie. Vai, a fost cel mai frumos. Vai, a fost deja meciul de referință. Or să mai fie și alte meciuri mai frumoase ca ăsta, da? Să sperăm. Da, Doamne ajută. Da, mă aștepta. Sau când a fost adusă cupa. Alex, tu ai fost atunci? Da, mi-aduc aminte. Cred că toți am fost atunci. Eu am așteptat-o la Giurgiu, am fost în tandem cu tine, a fost colegul nostru de la cameră, Minel Boboc, foarte prins, a fost extrem de emoționant și ce credeți că am făcut prima dată? M-am dus în centrul orașului să văd cum ies giurgioveni în stradă. Bine, n-au ieșit. Au fost la ieșirea din oraș. Mă așteptam să fie așa, știți, e o vorbă ca la Revoluție atunci când au ieșit. După calificarea cu Lyon, atunci a fost. Noi chiar ne-am plimbat în oraș atunci cu mașini. Bine, dacă galeria nu se plimba atunci, cine? A fost o frenezie. A fost. Eu încerc să sensibilizez giurgiuvenii, pentru că în Giurgiu se întâmplă prea puține lucruri spectaculoase ca să nu ne bucurăm de spectacolul ăsta sportiv. Alex. Până la urmă, mersul la stadion este un fenomen de socializare. Noi... rar ne strângem 6.000, 5.000, 6.000 de oameni într-un singur loc. Sigur. Doar de zilele orașului sau eu știu ce... La o bere acolo. La o bere, da. La o sârbă. Da, dar așa în fiecare săptămână e ceva mai special. Și ar trebui măcar pentru lucrul ăsta să promovăm echipa. Da, adevărat. Și te întreb pe tine că ești fată și eu te-am văzut până la intrarea în platou. Cred că țipă tare, nu? Va acopera? Eu nu știu să fluier. Eu n-am învățat să fluier. Dar la un meci de fotbal, nu totul, dar aproape totul e permis, nu? Aproape totul. Cred că cel mai bine era să-i făcut emisiunea luni, cred că luni nu puteam să vorbim. Da, eram reușit. Luni când am venit de la meci. Colegul meu, Emi, ridica sunetul în platou și ne auzeam foarte bine. La TV Giurgiu se aude foarte bine și ajunge unde trebuie. Ia spuneți-mi, cum vă pregătiți pentru meciurile Astrei? Aveți un repertoriu? Îl avem. Avem repertoriu, avem vreo 10 melodii și pe loc, acolo, la fiecare meci, avem... Improvizat. Chiar vreau să vă spun că avem un băiat
chinezul, care a fost foarte mult timp alături de noi, de fapt, cam de la început. Și acum, ultima perioadă de timp, nu a mai venit. Dar, acum, în această seară, aș ruga, dacă se uită, să ni se alăture din nou și să mergem în continuare la fel cum am făcut-o până acum câteva meciuri. El era poetul galeriei? Da, și este foarte bun în ceea este foarte bun în ceea și ce face. Și unde e chinezul? Păi, nu a mai, ultima perioadă de timp nu a mai colaborat cu noi și l-am mai căutat. Domnul chinezul, nu lăsați galeria fără poezie, e păcat. E păcat. Nu, cum e? Pentru tot ceea ce a făcut el, noi ne-am mândrit. Sunt galerii pentru care... Pentru că el, da, majoritatea cântecelor, el le-a făcut și cu cea mai improvizată, colo-de-colo, le-am făcut și a ieșit bine peste tot. De-abia aștept să-l cunosc pe domnul chinezul. Nu, bănuiesc că e o poreclă. Sigur. Și... Da. Nu mi-ați spus cum îl cheamă. Și spune că el așa este cunoscut. Așa-l cunoaște toată lumea în oraș. Da, mai este bateria. Nu? Da. Sunt tobele, da, care... Uite, am fost de curând, înainte de Astra Craiova, în deplasare, da, mă rog, Craiova Astra, la Rapid. La Astra Rapid. A fost frumos. A fost foarte frumos. Dar nu vă supărați dacă vă spun că mi-a plăcut foarte mult galeria Rapidului. Bine, superior numeric. Și nouă ne-a plăcut. Da, și foarte fer și foarte, nu? O tradiție, da. O istorie. Păi, hai să o facem și noi. La noi istoria cum începe? Da. Asta se întâmplă și noi. La noi, acum începem noi să scriem istoria în galeria asta și încercăm să aducem cât mai mulți. Am fost și anul trecut la toate școlile, am fost și la licee, am făcut tabele. Avem tabele acasă cu toți care au fost și la deplasare și acasă. Am încercat să-i aducem. Chiar nu, adică nu a venit nimeni cu o explicație, nu mai vin de mâine că nu știu ce. N-a venit. Dar chiar care ar fi motivele? Chiar nu a venit cineva să ne spună, băi, nu vin că nu-mi place. Probabil, părerea mea este că... Eu vă propun un exercițiu de răbdare, să treacă un pic frigul ăsta, pentru că mie îmi place să vin la stadion, dar recunosc că m-a ținut un pic acasă. Ca femeie. Nu figuie un principal. În principiu, Giurgiuvena nostru gândește că a fi în galerie este o rușine. Oh, nu, dimpotrivă! Pentru că înainte în galerie erau oamenii fără posibilități mai mult. Dar să nu fie asociați. Da. Da? Nu, păi hai să schimbăm, să scriem istorie, să schimbăm mentalități. Asta, Alex. Asta e cea mai mare istorie. La peluză, acolo e frumos, acolo simți meciul, acolo e toată atmosfera, nu știu, printre coși de semințe, așa, parcă nu e meciul atât de frumos și cred că și rezultatele. Sau spune-ne tu, Alex, sau spuneți-ne oare voi... rezultatele au legătură cu atmosfera? Nu este vorba de rezultate. Eu știu. În primul rând că avem, anul trecut am adus două cupe acasă, o cupă și o supercupă. Ce performanță mai mare putem să ajungem în 2 ani? Care nu e Europa League. Am avut 5 meciuri acolo. Și dacă ducem discuția mai departe, mie mi se pare, și cred că nu doar mie și cred că nu este doar o părere, că presa centrală este potrivnică Astrei. Da. Sigur. Adică dacă o echipă, și nu dau un nume acum din cu mare tradiție, obține nu o victorie, nu un egal sau pierde, oricum discuția se învârtește în jurul echipei din partida respectivă, echipei promovate. Aici ar putea fi de vină, să zic așa, în ghilimele, și ascensiunea rapidă a Astrei. Adică, oare în 2-3 ani de zile echipa asta a reușit să ajungă pe cele mai înalte culmi ale Europei și oare lumea încă nu a conștientizat faptul că e cea mai bună echipă din sudul României, în
cea mai bună echipă nouă. Sunt orașe mai mari ca Giurgiu care nu au echipă. Corect, Iași, de exemplu. Da, nu avem noi. A trebuit să ne mândrim, a trebuit să nu fim mândri. Cât este ca Astra Giurgiu. Iată, Ana Maria Trăznea ne trimite un mesaj. Mulțumim galeriei, suporterilor și partenerilor de la TV Giurgiu. Astra este Giurgiu. Da, așa zic și eu. Astra este Giurgiu. Asta simt, chiar simt. Poate sunt subiectiv într-o emisiune. Sunt suporter pentru întregul sport giurgiuvean și TV Giurgiu susține sportul. Îl avem pe Alex... poate cel mai printre cei mai importanți oameni de presă sport. Nu, n-am spus printre, da, care face o radiografie obiectivă și la toate evenimentele sportive. Câte fete sunt în galerie? Suntem destule. La unele meciuri chiar fetele au fost în primele rânduri. Și am cam dat tonul să recunoască băieții. Dar cineva spune Dorinel Munteanu este în direct pe un canal de sport. Consideră că avem un campionat echilibrat, obiectivul echipei locul 2. E posibil locul 1? Adică nu e nimic exclus. Noi am vrea, dar matematic, da. Matematic. Practic e greu. Noi sperăm locul 2 să îl obținem. Adică și locul 3, să jucăm în cupele europene, să fim văzuți din nou. Noi sperăm în primii 3. Da. Să fim văzuți din nou în Europa și să jucăm acolo și să... Cineva spune, sper să reușim să-l aducem înapoi pe chinezul, Forța Astra. Bădaie, zic bine? Așa da, se da, 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 așa, după, din vedere, vă cunosc pe toți, mai mult pe câțiva membri ai galeriei, stau și eu prin preajmă, stau și la presă, am fost și din partea presei la meci, l-am ajutat pe colegul meu Alex. Bineînțeles. Cum și el mă ajută atunci când discut despre sport, alerg la el și îl întreb. Suntem o echipă. Cum e Alex? Suntem o echipă. Suntem o echipă și cu galeria. Ce faceți? Cum încercați să-i seduceți pe giurgiuveni, să-i apropiați? Aveți niște mijloace sau aveți nevoie de ajutor? Să-i aduceți către stadion, pentru că de multe ori stadionul este... Și mai important, voi trebuie să faceți lucrul ăsta? Voi trebuie să faceți lucrul ăsta? Noi am făcut și facem lucrul Dacă ăsta. Mă întrebați pe mine, nu voi trebuie să faceți lucrul ăsta, ci să vină, să aibă chemare către stadion. Fiecare om trebuie să facă. Asta este, cu cât mai mulți, cu atât mai bine și rezultatele ar fi frumoase, s-ar vede lucrul ăsta. La fiecare meci cred că ar fi să se facă o promovare mai mare și din partea televiziunii și din presa locală și din presă și din presă. Pe Facebook am făcut destul, cred că fac în fiecare zi, mai mult de n-am ce să mai fac. Și la rândul lor să se mai intereseze și fiecare suporter. Cum se interesează și de Steaua și de Dinamo, cred că din moment ce ești aici... Eu cred că chestia asta se simte pur și simplu. Pe mine nu m-a făcut nimeni, nu m-a convins nimeni. Am venit la un meci, mi-a plăcut. Wow! Alex, când ați plecat în Franța, da, eram, nu mi-ncăpeam în piele de mândrie, am rude în Teleorman, în toată țara și spun, la voi, la Giurgiu, ce fericiți sunteți! Câțiva! E incredibil cum un meci de fotbal poate trezi asemenea sentimente. Nu e așa? Da, niște emoții, niște... Avem și noi o fetiță, un grup din Craiova, da, care a mers la meciul cu Craiova și a susținut Astra. Da? Da. Foarte interesant. Da, frumos că ai spus asta și ar fi... Cum o cheamă? Maria Dumitrara. Dacă Maria. O salutăm pe Maria să rămâi lângă Astra. Mi-amintesc la meciurile din Liga... Din Liga 1? Din Europa League, da, scuză-mă. Aveam suporteri bulgari, mulți. Am vorbit cu ei. Și când s-a jucat după Astra Giurgiu, Olympic Lyon, a fost
Ce meci a fost? Au fost meciurile din grupe. Când nu se știa dacă se joacă pe stadionul Astra. Da. Și erau nebunici și se rugau la Dumnezeu să se joace, la Giurgiu să vină. Dar nu doar că au vrut să vadă prestația marilor echipe din Europa. Chiar țineau cu Astra. Spune tu, Alin, că am și discutat despre asta. Da, am vorbit și noi cu ei, însă avem pe Petre care a păstrat legătura cu ei, dar ne cunosc în limba ei, ne cunoscând engleza, ne este greu. O să găsim până la urmă pe cineva care... Nu, cum s-au manifestat la stadion. Asta te întreba. Au venit cu floare, și-au cumpărat floare, au venit Astra, Forța Astra, scris în bulgar, au avut grupul lor, i-am invitat să vină alături de noi, au venit în prima repriză, după aceea s-au mutat, a fost frumos, deci am avut pe Luza, chiar a fost super în acel meci și chiar am simțit că avem putere și chiar dacă sunt vecini de peste graniță, dacă Giurgiuveanu nu vrea, măcar să fim susținuți din alte părți, cel puțin, și te mulțumim. Eu când am ieșit de la meciul respectiv, după aceea am vorbit cu Alex și am spus, îmi pare rău că n-am avut camera cu mine, eu atunci am fost ca și simplu spectator, dar în grupul nostru era un vorbitor de limbă bulgară și ne-am săturat de vorbă și erau atât de încântați și atât de emoționați și de extaziați și se rugau pentru succesul Astrei și mai mulți iepuri împușcați deodată, se simțeau și aproape de Astra și de galerie și vedeau niște meciuri de un astfel de calibru. Cum vă descurcați cu, nu știu, ce trebuie unei galerii? Pentru că galerie nu te numești doar fiindcă vii și te așezi la peluză acolo după grilaj și strigi hai Astra. Însoțește echipa, curg mesajele, avem foarte, foarte multe. Încercăm să răspundem la toate mesajele. Cu deplasările, cum stăm? Deplasări, coreografii, am făcut și câteva coreografii frumoase. La cele care ne-au reușit, am fost sprijiniți. Câțiva agenți economici din oraș, nu cred că are rost să le dau numele, unii au făcut steaguri, alții fulare. O altă firmă de confecții ne-a oferit materialele, am făcut peste 1000 și ceva de fulare. E drept, nu inscripționate, pentru că chiar asta costa. Fularele alea, ultimele fulare, 5, 6, 700, nu mai știu minte, au fost făcute chiar de... Mi-a sărit... Forst tehnic. Mi-a sărit un mesaj, sunt foarte, foarte multe, îi rog pe colegii de la Reșcie să le țină puțin pe loc după atunci când observă că le-am parcurs, să-mi trimită restul. Întreba cineva, iată, de Cornel, baterie, de ce nu vorbesc? Ba vorbim, pentru cum că este emblemă. Cum? Cum să nu? Cine nu-l cunoaște pe Cornel, bateristul? Cum să nu vorbim? Cum să nu vorbim? E emblemă pentru galeria voastră? Bineînțeles, bineînțeles. Da? Fără el, dacă n-am... Ar fi pustiu. Bineînțeles. Au fost foarte multe meciuri când tobele ne-au ajutat foarte mult aici. Fără baterie nu se poate. Da. Chiar putem să vă spunem că Cornel Bateria a mers în toate deplasările pe care noi le-am făcut de când am înființat Liga Suporterilor Astra Giurgiu. Deci toate deplasările. Felicitări. Am voie de la muncă, am făcut tot posibil să meargă, să fie alături. Adevărat suporter. Deci s-am voit de fiecare dată, s-am voit de la muncă și... Vă cer permisiunea să citim din mesajele telespectatorilor, pentru că sunt cu Astra, nu? Așa, spune cineva, felicitări celor din platou pentru că știu să susțină sportul necondiționat, cu atât mai mult cu cât Giurgiu nu are prea multe realizări cu care să se mândrească. Necondiționat, nu? Asta înseamnă să fii suporter. Da. Avem și o cântare, iubim Astra necondiționat. Da. Ne voim de la servici, luăm și copiii după noi la stadion. Da, tu ai copil? Da, am doi. Are copii? Da. Și sunt în primele rânduri. Am crezut că ești la liceu. Da. Sunt mămică și merg și la stadion, inclusiv cea mică de 3 ani.
sportivă și eu ies cu fiica mea și m-a certat că n-am stat la, galerie. În galerie ar trebui să vină suporteri, așa cum au venit, ei sunt un exemplu. El, Mihaiță, el este ultimul venit. Cel mai nou. Meciurile astre erau în peluză. Dom'le, și doream în sus, nu mai puteam. Mamă, stări, nu puteam să stau deja. Ce s-a zis? Vino frate între noi. Am zis, nu, trebuie să mă duc în galerie. Trebuie să susțin echipa orașului meu și mă duc în galerie. Să nu par altfel printre oamenii ăștia. Deci toată lumea, toți Giurgiu veni să vină să susțină echipa. Nu este nicio rușine. Veniți cu toții. Veniți cu toții să susținem echipa. Avem echipă, avem echipă mare în Giurgiu. Și asta trebuie să apreciem. Trebuie să ne susținem. Trebuie, nu știu. Și ne simțim foarte bine împreună. La fiecare meci, la afară faptului că susținem echipa, ne și distrăm. Este o distracție. Bădaie spune din nou. Am dorit prin intermediul televiziunii dumneavoastră să trezim interesul giurgiuvenilor de a veni la stadion. Eu sunt sigură că giurgiuvenii se vor trezi, fiindcă giurgiuvenii sunt oameni deștepți, iubesc sportul, Giurgiu are tradiție în sport și încercăm să îi convingem, să-i aducem mai aproape, pentru că până la urmă e o strategie și de marketing. Cum e, Alex? Totuși, clubul a făcut, a adus echipa, da, la Giurgiu, dar în spatele acestui pas uriaș pentru un om, pentru un business, pentru campionat, și sunt așa a fost mai bine la Giurgiu. Adică este o afacere venirea astăzi. Este o afacere, da? Giurgiu, ți-am făcut cadou, ia uite ce echipă frumoasă este a ta, fă ce vrei cu ea. Nu. Dar cum facem să ne apropiem? Cum facem să-i convingem că jucătorii ăia spun... Suntem de la Astra Giurgiu. Lângă Astra este și Giurgiu. De fapt, asta uitându-ne la alții. Am văzut recent că la ultimul meci din Liga a 3-a din Germania, la un meci al echipei Dinamo Dresda, 25.000 de fani au umplut galeriile. La un derby, ce-i drept, de Liga a 3-a. 25.000 de fani nu s-au strâns într-o etapă în toată Liga 1. Avem de învățat aici. Și acolo un bilet nu este gratis sau 10 lei. Este 30-40 de euro. Unde mai punem că stadionul este situat în afara orașului, mergem cu metrou, tramvai. Da, bine. Aspectul economic sau financiar n-are rost să-l comentăm. Nu aici. Pentru că la nivelul de trai al orașului nu pot să consider un... Orice este prea scump. Giurgiu este un oraș sărac, da? Dar suntem prea săraci ca să nu ne putem bucura de lucruri atât de adevărate. Ne stă la îndemână. Este de adevărat așa un oraș sărac, dar în ultimii 25 de ani este singurul lucru bun făcut care ne-a făcut fericiți. De acord. Da. Nu știu dacă singurul, dar printre puținele. Eu cred printre că e singurul. Și trebuie să amintim cine a adus echipa în Giurgiu, da? A adus un giurgiuven. A adus-o fostul primar. A adus-o de domnul Iliescu, da. Lucian Iliescu. Tot meritul al lui este. Este tot meritul al lui. A fost acolo o conjunctură, dar a creat condiții, da? A creat condiții unei echipe de valoare asta să vină la Giurgiu. Pe urmă vă întreb dacă este greu pentru o mână de oameni să însoțească la meciuri cu Steaua, cu Dinamo, dacă vă simțiți inhibați. Am vrut să părăsesc zona asta cu tent așa. Dacă vă este greu să îi însoțiți la meciurile cu Steaua, cu Dinamo, cu Rapid, dacă vă inhibă galeriile mari. Craiova, unde a fost o Craiova. Galerie chiar... Nu ne este greu. Pentru că noi susținem această... Noi susținem această echipă cu sufletul și nu ne este greu să mergem în deplasări, indiferent. Oricare dintre noi ține cu o altă echipă. Sau a ținut. Dar în prezent trebuie să fim conștienți că la noi în oraș s-a întâmplat ceva care nu cred că ar fi
fost posibil în alte orașe de genul cum e al nostru și să profităm, pentru că până acum ne uitam la televizor și eram invidioși. Hai că a fost bine și pentru domnul Ioan Niculae, că unde da, o ducea la zi? Eram invidioși pe echipele tot celelalte, că au e un orașel mai mic, e... Da. A fost bine. Și dânsul e Giurgiu Vean până la urmă, dar asta a venit aici. E legat de, de județ, e legat de... Eu zic că e mai mult, Leormanean. Nu, este chiar Giurgiu Vean. Are acolo, afacerile sale se desfășoară acolo. Noi avem pe fundal și telespectatorii noștri aud imnul Astrei, un imn frumos, frumos, melodios, pe care putem să-l fredonăm cu toții. Compus de Costel Chiosa, vă fac o mărturisire, este verișorul meu, da, și necondiționat a compus acest timp și l-a dăruit. Cu toate că cineva a încercat să-l dăruiască în numele său Astrei, așa. Încheiem subiectul, dar a făcut un lucru extraordinar și imnul ăsta știu sigur că place multora. Astral sau nu? Nu, Alex. E unul din cele mai frumoase imnuri. Nu e așa? Poate fi comparat cu imnul Rapidului, care este unul frumos, imnul CFR-ului, care chiar dacă este compus mai recent, este un imn frumos. Care este cea mai frumoasă galerie pe care ați întâlnit-o? Așa, aveți un model? Rapidul de departe cel mai frumos. Da. Rapidul. Da, au fost și acum și n-am observat nici cel mai mic incident. Au stat și erau mulți stewardi acolo. N-am văzut nimic. De la presă s-a observat foarte bine. Știi tu ceva, Alex? Au fost incidente? Nu, din câte știu. Nu. Pe de altă parte și voi, la rândul vă, ați fost mereu felicitați și jandarmeria și organele care se ocupă de ordinea în stadion și în afara lui v-au felicitat public și au vorbit frumos și aici în platoul TV Giurgiu despre fair play-ul vostru. Noi suntem o galerie care ne susținem echipa atâta tot. Nu vrem probleme. Dar nu vă mai apucă nervii câteodată? Ba da, suntem oameni. Dar încercăm să-i stăpânim și să ne vedem de ce am venit acolo. Când facem cu mâinile în sus așa. Ne urcăm bogat la sfârșit. Ați dori mai multe de la jucători? De exemplu, dacă un meci este pierdut, să vină la voi să își ceară scuze? Sau dacă un meci este câștigat, să vină? Deocamdată, cred că noi juvenii nu suntem în măsură să facem chestia asta, să certăm. Deocamdată. Pentru că noi în mâna asta 40-50 de aici, nu știu, poate mai sunt și în tribuna 1, tribuna 2, suporteri care iubesc Astra, dar nu se manifestă cum ne manifestăm noi. Și nu cred că suntem noi în măsură să-i judecăm, să-i certăm, să-i înjurăm pe stadion sau să... Deocamdată are cine să le facă chestia asta. Noi trebuie să susținem și în momentul în care avem o victorie să ne bucurăm mai tare, când mai plecăm și supărați de la stadion, dar asta e echipa noastră, trebuie să o iubim. Da, vreau să ducem discuția mai departe și am spus mai devreme despre deplasări. Aveți niște probleme cu transportul. Avem un solo spot pe care vreau să-l urmărim și ne continuăm discuția. What is it that makes a Husqvarna? It's not the 300 years of engineering, the attention to detail. It's not the craftsmanship or all the testing. And it's not that all this goes for everything that Husqvarna makes. It's this that makes a Husqvarna! Am întors în platou, doamnelor și domnilor, cu galeria Astra. Iată-ne îmbrăcați în tricourile pe care le poartă jucătorii Astra pe stadion. Pe care galeria, suporterii ni l-au adus, cei prezenți... Ni l-au adus și sper să port și eu noroc cui. Luchițu.
lui Chițu. Aurelian Chițu. Chițu, eu port noroc de obicei și vreau să, o să urmăresc câte goluri ai înscris în acest tricou. Da, trecem mai departe la, dar până trecem la mesaje, hai să discutăm puțin despre transport. Este o problemă cu care v-ați confruntat și TV Giurgiu a vorbit despre asta în ultima perioadă. Deci, deplasări ne-am confruntat în privința transportului. N-am avut mijloc de transport. Avem și pe Croma, avem imagini, vă rog să dați cadre cu... Da. În ultima perioadă de timp, autoritățile locale nu ne-au mai asigurat transport și noi am vrut la fiecare deplasare să mergem, să susținem echipa. Pe lângă faptul că susținem echipa, mai luam suporteri și se mai îndrăgosteau încă 2-3 de suporteri, mai luam pe câte unul de... Mergea cu noi în deplasare, vedea despre ce e vorba. Dar ultima perioadă de timp nu am mai avut și am ajuns la domnul deputat Florian Nicolae și de câte ori i-am cerut să ne ajute, ne-a ajutat. La ultimele trei deplasări. Două deplasări. La București și cea de la București și cea de la Craiova. Și de cât am spus că avem și noi nevoie și dânsul ne-a ajutat. Mulțumim. Ce demersuri ați făcut către primărie? Și cine s-a ocupat de asta? Bine, primăria ne-a ajutat până în, deci în anul 2013 ne-a ajutat transport. Puțin la începutul anului 2014 și de atunci ne-a mai ajutat. Diferite motive, probabil au fost certuri interioare cu transportul, cu acele autocare, cu Tracum sau cum se numește circuitul din oraș. Transportatul, firma... Da. Au fost niște clinciuri între ei în care și noi am fost implicați, probabil că... Ce clinciuri? Și să fiți implicați? Păi, că până la urmă... De interior, nu cunoaștem... Discuțiile probabil interioare acolo. Ați fost aduși fără voia voastră în discuție, nu? Sau... Da, probabil. Da. Probabil, nu știu. Chiar motivul noi nu avem de unde să-l știm, pentru că niciodată nu ni s-a spus despre ce... Ni s-a spus doar nu și atât. Doar nu și atât... Da, foarte trist. Și ce faceți cu transportul până la urmă? Cu transportul o să mergem în continuare să vorbim la să ne ajute, dacă ne ajută cu transportul la fiecare deplasare, noi am fost acolo. La primărie? La primărie. A, da, deci de fiecare dată când ați primit sprijinul din partea deputatului Florian Nicolae sau a grupului de firme Nova Force, înainte de asta ați fost la primărie. Și am fost refuzat, da. Ce vi s-a spus? Nu. Nu? Pur și simplu, nu. Fără alte explicații? Pentru că știți de ce vă întreb? Problema este că a fost o licitație acum, nu știu, sau... Da, știm. Și... au zis că până se pune la punct, până și atunci... Până mai... se pune la punct, tot, parcă adică, tot Tracum e pe șosea, da, dacă nu mă înșel. Probabil că nu mai iau nici mașini care să fie conforme cu a pleca cu noi în deplasare la o distanță. Păi unde sunt mașinile cu care ați mers? Adică de ce să nu mai fie conforme? Păi... asta vă dați seama că nu suntem noi în măsură să controlăm. Nu, ni s-a spus că nu se poate, asta e. Am stat acasă un meci, 2, 3, 5, 7, 9. Am mai fost la, și cu mașinile noastre. Am fost și cu mașinile noastre la personale. La o deplasare frumoasă. Tot așa la Brașov am fost. Am făcut deplasări cu mașinile, dar suntem puțini acolo și... Da. Este, știu, e păcat, zic, să nu susții... Ce părere ai, Alex? O părere... A mea este că galeria într-adevăr ar trebui ajutată în acest punct de vedere, pentru că trebuie să fie uniți la un moment dat, nu? Plecând de aici din oraș. Da, și până la urmă și un orgoliu local și un patriotism local, și sigur. Da, vorbeam de Giurgiu Ven mai devreme, de
Pentru că ne reprezentăm pe noi înșine. Ne reprezentăm, da. Ia spuneți-mi, cum bagă capul în poza așa pe la cupe oficialitățile orașului? Toată lumea la Victorie. Toată lumea la Victorie. Păi nu, serios, adică ne asociem imaginea în performanță ilustrată așa, deci performanța în splendoarea ei obținută și nu în drumul către performanță. Cum e asta? Este posibil. Da. Știu, e păcat. E păcat și nu știu dacă Florian Nicolae, deputatul de Giurgiu, iubește foarte mult sportul. E un om de sport. E un om din sport. Da, și sport. A susținut și susține cât poate, pentru că până la urmă nu e echipa Nova Force. Nu? Dar face din dragoste pentru sport și, nu știu, v-a condiționat cu ceva sau oferindu-vă. Nu. Știți că astfel de gesturi la Giurgiu se practică foarte mult. Unor astfel de gesturi li se dau tot felul de tente și interpretări politice. Ce părere aveți de lucrul ăsta? Dar noi chiar cu politica nu interacționăm. Nici suntem împotriva acestei, să politizăm galeria, să... Nu. E, hai să mai să citim mesaje de la prietenii noștri. Țin să îi felicit în primul rând pe Paul și Petrică pentru efortul depus, dar cu atât mai mult suferă că nu ne susțin Giurgiu Veni. Succes, Cristi! Și noi îți salutăm. Da. Altcineva spune că păcat că avem o echipă care a ridicat orașul la un alt nivel și păcat că giurgiuvenii nu vin să susțină Astra, echipa Astra Giurgiu. Forța Astra Giurgiu, Țiganele Ionuț. Am zis bine? A, da? Da, mai departe. Soția mai are treabă puțin în platou aici. Aveți grijă de cei mici, dar probabil se uită la mami la televizor. Nu există în oraș un magazin de articole cu brandul Astra. Să se valorifice imaginea echipei și a orașului. Foarte rău. De acord? Trebuie să existe. Se lucrează la lucru. Se lucrează la lucru. Se va deschide în incinta stadionului un butic de unde suporte și pot cumpăra. Iată o veste bună pentru telespectatorul nostru supărat că n-are de unde să-și ia fular. Mergeți în galerie și două fulare împărțite la patru suport. Iată, nu, are dreptate. Da. Are dreptate, trebuie promovată, pentru că a spus să se vândă, nu să se... Că știm că sunt și, nu doar la Giurgiu, sunt și oameni care vin la stadion și vor să se întoarcă cu ceva acasă. Nu? Noi tot ce am făcut, da, cu un tricou, cu totul plecat. Cu strigăm, fluierăm după nu știu ce jucător străin, dacă se poate, să ne dea și nou un tricou. Da, e frumos, ce să zic, cu toții ne dorim. Eu, din păcate, îl returnez. Nu știu dacă o să mă bucur vreodată de privilegiul să am un tricou original agățat în perete, dar tot merg la stadion. Fie că am, fie că nu. Ce părere aveți de promovarea asta prin materiale? Pentru că e mare lucru. Ia uite ce frumos se văd fularele astea, steagurile. Da. Este o idee foarte bună, dar având în vedere că se va deschide ceva în incinta stadionului, cred că nu va mai fi o problemă așa mare. Da, iată, cineva spune, o echipă ce merită respectată și susținută, o echipă care a adus două cupe la Giurgiu și o echipă care a reușit să aducă în orașul nostru meciuri de Europa League. Veniți și voi pe stadion și simțiți spiritul Astrei. Semnat Alexandra Preda, colega dumneavoastră de la Muntenia TV și mai ales un suporter al Astrei. O salutăm pe colega noastră de la Muntenia TV, Alexandra Preda. Da, știm că e suporter Astra și e și păcat să nu fim. Cineva spune, salutări Alin și Denisa, respect pentru ce faceți. Se semnează Alex.
Bună seara, avem majoretele orașului Giurgiu, care ne reprezintă în alte orașe. De ce nu fac coreografii la meciurile, la meciurile Astrei? Forța Astra, se semnează Anina. Asta au, ține de club. Idee. Este o idee, dar ține idee. De club, nu de noi. Păi când să intre, păi stați puțin că la basket la ați văzut cum e... Da, dar... Ar trebui să se propună, să propună cineva, da, da, simplu. Să propună cu unul da, nou. Păi, noi avem acces pe teren. Alex, cam care ar fi? A, înainte de meci și... În pauză. Da, da, înainte de meci, în pauză, da. Majorete la fotbal nu prea totuși, să știți, nu prea. Da, și mie mi-e rău. Cu fotbal, se practică. Da. Este ceva frumos, un lucru frumos. Este frumos, dar nu ține de noi. La fotbal... Dacă vor să vină, poate să vină la noi în galerie acolo, sigur. Să stea și facem acolo un galerie. Da, un joc de majorete. Da, bineînțeles. Pentru că la televizor se vor vedea. Noi suntem oameni de televiziune și le garantăm că operatorii și regizorii de transmisie, atunci când văd un mic spectacol, nu îl ratează. Alex, okay. Da? Să vadă niște majorete în fustițe scurte, frumoase și fete de liceu. Ar fi păcat, nu le-ar rata nimeni și ar fi ceva inedit, nu? Ați mai văzut? Nu am văzut, să înceapă la Giurgiu. La... E cam greu cu ridicatul, dar echipamentul este special pentru asta și... Alex, cum îi vezi tu pe băieții din galerie, ca, reporter, ca și reporter sportiv? Cum, fă-le o evaluare, fă abstracție de faptul că sunt cu noi în platou. În primul rând am văzut din faptul că mereu mă contactează, mereu păstrăm legătura și ei păstrează legătura cu echipa. Sunt niște oameni ambițioși care au pornit acest lucru din propria inițiativă. Și chiar iubesc echipa. Nu, se vede clar. Și asta spune mult. Cine? Avem un telefon, vreau să citesc un mesaj. Primăria Giurgiu asigură cheltuiala tuturor utilităților, lunar, căldură, apă, electricitate. Ana Maria Trăznea spune asta. Da, mă bucur, de fapt mi este indiferent că doar nu-i lăsăm să stea pe întuneric, da, un autocar acolo, Ana Maria, nu știu, zău, un efort. Și avem și un telefon, bună seara! Bună seara! Apreciez venitirea dumneavoastră în sensul să vă ocupați de această treabă. Este o merită al Giurgiului, este extraordinar acest oameni entuziast face ceva pentru echipa asta și merităm asta, pentru că noi în Giurgiu am dat două echipe de asta divizia. Deci noi nu suntem străini de divizia. Al doilea lucru, această echipă a venit la Giurgiu, nu i-a dat nimeni nimic, în stadionul fabricii de zahăr. Acolo este patrimoniul fabricii de zahăr. Nu este al primăriei. Primăria nu are niciun merit acolo. Acolo este un metru de piață de vară în pământ, făcut de cei muncitori fabricii de zahăr. Deci aici este un lucru extraordinar. A doua chestiune, rog ca conducerea acestei domnul Niculae, care este legat, este stăpânul fabricii de sare de lămâie, de lângă noi, să vină cu copiii, să facă aici în Giurgiu un grup de copii, echipă de juniori, de pitici, să facă 7-8 echipe, să se ducă la licee, să aducă liceele și copiii de la licee, să aducă oamenii din Ruse, să aducă oamenii de la Zinicea, să le pună autobuze, sunt mai multe lucruri. Este o emisiune grea care o faceți, foarte grea. Și chemați și oameni de specialitate. Aceasta se poate remedia imediat. De urmă, ce jucători din Giurgiu joacă în echipa asta? Ce m-ați duce să văd pe Gheorghiță din Giurgiu? De ce să nu-l vedem? Aici a fost Iorgulescu, Grozea, Leșanu, Buduru, o serie de jucători înaintea lor, alții, care au jucat în divizia, porniți de la Giurgiu. Au fost în echipa națională, porniți de la Giurgiu. Hai să găsim soluția să promovăm și aici doi jucători. Hai să găsim niște jocuri înainte de meciul ăsta.
destule. Hai să găsim niște jocuri cu mergând cu lingura, cu un nou concurs. Hai să găsim mai multe lucruri de găsit aici. Nu este un afiș în jur. Dați dumneavoastră două, trei doamne, una a jucat Astra, a făcut Astra. Nu se face asta, doamnă. Aici trebuie propagandă. Trebuie să venim lângă oameni, trebuie să venim lângă stradă, trebuie să fie domnul Nicolae, domnul antrenor, să vină jucătorii pe centru, să-i vadă lumea. Păi, de ce să vină jucătorii pe centru? Nu cu un televizor într-o emisiune care dumneavoastră vă cinuiți să o faceți. Vă mulțumesc, sunteți extraordinari, îi vă apreciez tot timpul. Da. Eu mă numesc Câinaru Emil. Bună seara, domnule Câinaru. Nu s-a auzit foarte bine. Îi rog pe colegii mei din regie, nu știu, să ne înțelegem cumva cu interlocutorii noștri de la telefon și să pot să și reacționez. Pentru că simt nevoia să intervin, domnule Câinaru. A spus că ne-am... Sunt convins că nu s-a auzit bine, că nu vă convine. Că emisiunea dumneavoastră e pentru altceva. Făceți emisiune pentru sport. Lăsați, domnule, domnul Câinaru, lăsați-mă și pe mine, v-am ascultat până acum. Vi se pare că promovează altcineva sportul mai mult decât TV Giurgiu? Ce vi ați spus, dacă am auzit bine, ați pronunțat cuvântul propagandă. Nu, eu merg pe stadion. Este echipa Astra Giurgiu. Nu am niciun pact cu nimeni. Trebuie făcută propaganda. Trebuie făcută. Nu se poate face fără propagandă. Trebuie făcută propaganda. Domnule Câinaru, echipa Astra Giurgiu are o galerie formată din giurgiuveni. Ei bine, le este dedicată această emisiune. Nu puteți să veniți și să târâți în derizoriu sufletul pe care îl pun acești oameni la meciurile Astra. Apreciez oamenii. Atunci, haideți să nu dăm altă tentă discuției noastre. Nu dau nicio tentă. Eu apreciez galeria și giurgiuvenii. Și eu îi apreciez. Pentru mine giurgiuvenii este viața mea. Deci eu nu fac nicio divagație. Orice... Bună seara, mulțumim și noi pentru telefon. N-am înțeles foarte bine ce spunea domnul Câinaru. În orice caz, nu vreau să înțeleagă nimeni. Nu este niciun fel de propagandă. Nu. Îmi asum ceea ce s-a întâmplat în această seară în platou. Oamenii ăștia merită tot respectul pentru că au mers cu propriile mașini până la Cluj să susțină și să strige nu doar Astra, ci și Giurgiu, și dacă s-ar fi întors cu un rezultat de excepție comentat și paracomentat în emisiunile sportive de la televiziunile naționale, n-ar fi trecut niște fiori. Și contează ceea ce fac ei pe stadionul, fie că Astra, fie că pe Steaua sau Dinamo. Dar nu putem să târâm sau să dăm nu știu ce interpretare. Avem de discutat mult pe tema asta, dar mai avem un telefon și sper să avem o legătură mai bună. Bună seara! Bună seara, mă auziți? Da, vă auzim. Mă numesc Ștefan Adrian și îl exploc telefonul care l-a spus mai devreme. Haideți să nu băgăm în discuții gen, domnule, vreau să vă pe Gheorghi că joacă fotbal, că el din Giurgiu. Uitați tot puțin la echipele astea din Liga 1, că nu e niciun localnic. Petrolul, Iași, bine, astea mai mici, dar Petrolul, Steaua, Dinamo, care sunt, cât sunt din București, cât sunt din localitățile respective. Dacă fotbalul în România nu este promovat, este tratat așa, cu mingea la picior, peste picior, nu se face niciodată din localnici jucători de fotbal. Dar bine, sunt și jucători din alte campionate, din campionate externe. Câți stranieri avem în echipă? Avem foarte mulți. 10-12. Ăsta e fotbalul de cel mai înalt nivel, nu? Tocmai, pentru că nu știm să producem, pentru că nu știm să ne facem mai mult, să ne dăm interes Federația, Liga pentru copii și juniori. Dar se lucrează. Dar greu, dar se lucrează. Da, asta vreau să promoveze aceste obiective. Dar nici nu avem la ora asta giurgiuveni așa. Ce vrem să facem? Valori, în afară de croitorul care e în activitate și
alți giurgiuveni care știm noi să mai joace fotbal de nivel înalt? Nu sunt. Da, în 2 ani de zile s-a făcut destul până. S-a făcut destul. Un stadion care... De asta vorbesc. Nu știu câți dintre giurgiuveni aveau posibilitatea să meargă. Să meargă la un meci în Ghencea, noi Ștefan cel Mare. Mai mult de 100 nu sunt. Adică adunați la toate cele trei. Dar uite că vorbim, ne limităm la spectacolul sportiv. Sunt emisiuni, sunt meciuri. Sunt meciuri unde vin niște echipe, nu? Și am amintit. Și în meciul de campionat vin toate echipele. Practic își văd echipele preferate aici. Datorită lui Astra. Datorită Astrei. Datorită faptului că se află în Liga 1. Da, dacă mai aveți și altceva de spus. Da, și încă ceva. În legătură cu propaganda sau mediatizarea, de exemplu, unui meci de fotbal. Credeți-mă că sunt destul de activi în oraș în care se anunță viitorul meci, în care se anunță care sunt biletele, adică prețul. Nu știu, probabil telespectatorul dumneavoastră care a sunat mai devreme, acum nu știu. Iese. Eu îl cunosc pe domnul Câinaru, este un tip activ, are o vârstă respectabilă, dar este o altă generație și i-am înțeles și punctul de vedere pe care domnia sa l-a susținut, însă câteva lucruri pe mine m-au deranjat puțin. M-au deranjat. Nu mi se par obiective. Strategia de marketing a echipei este foarte bună și trebuie să va fi chiar mult mai bună din această vară. Da. Cu cine am stat de vorbă? Sunteți din galerie? Hai, lasă că te cunoaștem noi, nu e, mai spune. Mulțumim pentru mai bine, telefon. Seara bună, mulțumim pentru telefon. Mulțumim pentru telefon, e din galerie. Ștefan Adrian. A fost. A fost și nu mai este, de ce? Este fotograf în momentul ăsta la club. A coborât mai spre iarbă, mai... Da. S-a apropiat și mai tare de... Și el la rândul lui a fost unul din membrii fondatori. Cineva spune, domnul Câinaru tocmai acuză lipsa de propaganda a echipei în plan local și zonal, lipsa antrenorului și a echipei din rândul giurgiuvenilor. Este un om de fotbal și are dreptate. Stați puțin, cum adică... Antrenor de la Giurgiu pentru Astra? Nu. Vor să vină... S-a referit că nu ies. Cam asta am înțeles. Da. Nu, în prima parte a mesajului, da, că nu ies. Aici sunt de acord, dar deocamdată ei nu sunt cazați la Giurgiu, din câte știu. Ce lucrează la chestia asta? E greu să... Nu poți să le faci pe toate odată. Vrei să câștigi și campionat, vrei să câștigi și cupă, vrei să faci și stadion, vrei să faci și casă la jucători și vrei să... Nu se poate. Și să ai și suporte. Câte să facă? Da, eu cred că le-am spus pe toate. Dragi suporteri, mai avem un telefon să vedem cine e la capătul firului. Bună seara! Bună seara! Vă rog! În legătură cu ce spunea domnul Chinaru, nu cred că a avut dreptate. Nici măcar 90% din ce a spus. Îi cunosc pe băieții din platou. Sunt coleg cu ei, cu 3 dintre ei ca meserie, sunt taximetriști. Nu fac parte din galerie, dar sunt suporter al echipei. Domnul Câinaru are o vârstă respectabilă, mai bine și ar vede de vârsta dumnealui până să critique munca băieților și munca echipei în general. Pentru că ce a făcut pentru noi echipa Astra și ce face Galeria Giurgiu e destul de frumos. Domnul Căinaru, ce a făcut unde a avut ultimul dumnealui serviciu, a fost destul de urât pentru Giurgiu. Nu, vă rog să ne abținem de la... Ne abținem. Nu facem dar referințe la ce a făcut nu știu cine. Da. Trebuie să și argumentați, trebuie să vă pun nici măcar argumente, nu știu cine sunteți. Tutura. Și în fine, să vorbim despre fotbal. Da. Da, s-au intrat în direct pentru că mi s-a părut puțin deplasat, că exact cum a spus și dumneavoastră mai devreme,
a pus într-o lumină mai proastă echipa, din punctul meu de vedere. Acum... Nu, un singur om nu poate să pună, să dea o lumină unei echipe din Liga 1. Personală, da, am înțeles. Da, de ce credeți dumneavoastră că nu e stadionul plin? Pentru că, de exemplu, n-am prins emisiunea de la început în legătură cu promovarea. Am văzut colegii la televizor și ar trebui totuși un pic mai multă promovare în Giurgiu. Nu neapărat să iasă echipa, că, apropo de majorete, deci majoretele, dacă ar veni, majoretele sunt majorete, nu fotbaliștii sunt majorete să defileze până oraș. Deci ei au meseria lor pe stadion, pe care sunt plătiți să o facă și nu trebuie să facă ei publicitate. Deci, de publicitate, cred că au alți oameni care se ocupă de așa ceva. Și cum ar trebui promovată mai mult? Poftim? Cum ar trebui promovată mai mult? Păi, prin tot așa ce faceți dumneavoastră acum, prin exact ce a spus mai devreme cu magazinul. Eu n-am prins discuția. Eu am văzut exact de când a început domnul Căinaru să vorbească. N-am văzut dinainte discuția noastră. Și asta m-a revoltat un pic în legătură cu ce a spus dumneavoastră. Dar cred că ce face galeria în Giurgiu e un lucru foarte bun. Că sunt echipe mari la ora actuală care nu au galeria care o are Giurgiu. Aici Alex trebuie să știe sau... Da, pe ce părere ai? Are dreptate telespectatorul nostru? Sunt echipe care nu au echipe mari, a spus. Eu mă abțin, nu știu. Nu știu ce să zic. Păi fiecare echipă are susținători. Poți să vă dai un răspuns ăsta la anul trecut sau în 2013? În 2013, parcă, la meciul de la Cluj cu CFR, noi 50 de inși am bătut aproape 6.000 de oameni care nu... Prin prestație? Da, bineînțeles. Da. Dar ce ați făcut, fraților? Asta e nimic, dar să vă întreb, cum v-ați simțit când ați bătut 50 de lei sau 10.000? Când ați câștigat cupa. Da. Mulțumim pentru telefon telespectatorului nostru. Iată ce spune cineva, supărat. Se pare că uităm ce ne reprezintă. Echipa orașului este Dunărea Giurgiu, nu Astra. Sunteți echipa, susțineți echipa locală, nu clone și rebuturi. Edi F. Se semnează. Nu sunt clone și rebuturi, domnule Edi F. Strigăm și hai Dunărea Giurgiu, pentru că este o echipă din Giurgiu, dar sunt în ligi diferite, domnule. Atunci, haide să susținem Liga 4. Da, nu, până la urmă, nu cred că... Mi se pare aberant, Alex, și vorbesc cu tine pentru că ești redactor sportiv. Ți se pare legitim războiul ăsta între suporterii echipei Astra și pentru... Și cei... Nu este război. Dar ce este? Ei nici pe departe nu sunt suporterii echipei Dunăre. Nu vreau să... Poate sunt... Da, ei se ascund în spatele echipei Dunărea ca să spună lucrurile astea despre Astra. De fapt, ei nu simpatizează Astra și atât. Și atunci se dau suporterea lui Dunărea. Păi de ce nu simpatizează Astra? Pentru că simpatizează alte echipe. Așa, e o campanie împotriva noastră. Nu campanie, că e mult spus. Deci pur și simplu nu simpatizează Astra, simpatizează alte echipe, nu au curajul să spună că sunt simpatizanții altor echipe și atunci se dau drept susținătorii echipei Dunăre. Nu e nimic rău și eu, vă dați seama, dacă... Și am fost la meci când a jucat Dunărea Giurgiu, dar nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal să aruncăm cu pietre noastră. De ce? Stați puțin, eu nu privesc decât fenomenul sportiv, nu mă interesează afacerea sau efectiv sportul, să nu fotbal. Uităm că Astra a dus numele Giurgiu în Franța, deci am jucat cu Olympique Lyon, da. Am jucat cu Celtic, am jucat cu Dinamo Zagreb. Deci s-a auzit de Giurgiu, nu știu cât de mult s-a auzit de România, dar s-a auzit de Giurgiu. Da, știm. Și în afară de chestia asta putem să vă spunem că ne-am împrietenit cu niște suporteri din
de la Irlanda, Celtic, din Irlanda, sunt, dar sunt suportrii lui. Și în vară vor veni la Giurgiu și vom juca între suporteri, cum ne uitat de asta, da. Asta ca să, că n-am și sunt nu știu și unde să jucăm, făcute, da? Tot pe 12 iunie vin la Giurgiu. Păi, 16 până, da, știu că ai avem un telespectator care așteaptă să intre în direct. Vă rog să repetați fără să-l întrerupeți, pentru că merită să fie rupt din emisiune pentru o știre. Deci ce se întâmplă în vară? Păi Petrică poate să vă spună mai bine, că el ține legătura cu ei. Și da, pe 12 iunie 16 suporteri ai lui Celtic vin la Giurgiu și au făcut rezervările la, pentru avion la hotel, vom juca un meci amical cu ei, după care vom merge la bere, cum am făcut și după meciul Astra-Celtic, că acolo ne-am împrietenit. Deci va fi un meci între suporteri îmbrăcați în culorile lui Celtic, noi îmbrăcați în culorile lui Astra. Sperăm și să fiți acolo. Eu sper să-i văd pe jucătorii Astrei încurajându-vă la meciul ăsta. Altfel am să-i cer. Altfel am să-i cer. Alex, ai exclusivitate mâine la știrile sportive. Da. Pe știre. Sigur. Da. Avem un telespectator și îi mulțumesc că a avut răbdare să aștepte să intre în direct. Bună seara. Dacă se mai află pe fir. Da, dacă și-a pierdut răbdarea, îl înțeleg, nu puteam să-l întrerup, îl invit să intre din nou în direct. Da, altcineva spune, continui cu mesajele, datorită celor din platou și a altor 10 suporteri, Galeria Astra s-a mărit ca număr de suporteri, de aceea le mulțumim. Hai Astra Giurgiu, Lazar, Vlad și Ionuț. Hai Astra. Hai Astra. Hai Astra. Păi, da, hai Astra. Cineva spune, cred că, nu știu dacă am citit mesajul, suntem un grup de cadre didactice de la școala Comana și susținem cu drag Astra. Frumos. Salutăm grupul de cadre didactice de la Comana și bine că iubiți sportul, avem telespectatorul la telefon. Bună seara. Bună seara, Sărmâna! Bună seara! Aș vrea să întreb și eu din gărărie. Câți bani cheltuie ei pe transport, cu timpul înainte, gărăria dumneavoastră Giurgiu? Câți bani cheltuiți dumneavoastră pe transport? De la ei! De la ei! Așa, față de dumneavoastră galeria Giurgiu. Da. Dunărea Giurgiu. Da. Stați puțin, vă întreb ceva. Da. Dunărea Giurgiu, cea mai lungă deplasare pe care a avut-o Dunărea Giurgiu, care a fost? Cum care? La Clopte, la Câmpina, da? Da? Unde să iei? Păi, da? Până în Franța. Costă, ce să zic? Eu aș vrea să întreb, dintre ei, ce-i pas la acolo? Dacă dau cu banii. Da, bună întrebare. Până la rost. Vă întreabă telespectatorul nostru și vă rog să-i răspundeți dacă dați vreun ban pe deplasări, pentru că poate, știți de ce? Poate vrea să vină în galerie și se gândește că vă plătiți transportul. În primul rând dăm bani pe cine luăm noi. E normal să cheltui bani. Dacă pleci în deplasare, mănânci, bei un suc, bei o bere, bei... Păi de la noi, pe cine vrei să ne dea? Banii nu știu, fulare, le cheltuim tricouri, fiecare cât de avem. Facem sigur tricouri personalizate, steaguri. Ne imprimăm steaguri, fulare. Deci, doamnelor și domnilor, trebuie să înțelegeți că pe oamenii ăștia, eu i-am cunoscut și nu i-a cumpărat nimeni cu nimic. Nici sunt niște suporte. Avem steaguri cusute și căciulițe croșetate, deci ne facem singuri. Da, revenim la telespectatorul nostru. V-au răspuns. Da, asta mă știu, dacă dăm bani de la ei, că noi când ne-am putut Dunărea Giurgiu, da, mergeam pe banii noștri, de cum cu banii patronului. Da, ce dar nu mergem cu banii patronului. Noi mergeam pe banii noștri. Păi da, da, știți cum e? Da. Dunărea Giurgiu era echipa orașului, da?
Iar Astra Giurgiu este echipa patronului și nu se numește Astra Nicolae, se numește, a numit-o Astra Giurgiu. Și zic să-i mulțumim că a pus și Giurgiu. Într-adevăr, așa, îi mulțumim, dar... Mai frumos așa. Nu m-am întreb așa, să spună sincer ei, toți cei bani la Curuzumea, dacă dau bani la ei. Pentru ce? Stați puțin, vă referiți la motorină, benzină? La transportul care merge de pasare, da? Păi da, ia uitați-vă că avem fotografii. Și l-ați găsit, mai era cărțea din Giurgiu, mai erau mai mulți care s-au făcut în Giurgiu, da? Da. Coman, că l-ați mai făcut Coman. Și acum mă lăsați și pe mine să vă răspund. Ascult. Nu este ușor să susții o deplasare la București cu materiale ce folosiți dumneavoastră acolo, tobe și așa mai departe. Nu toți oamenii au posibilități. Pe de altă parte, deplasările sunt mult mai lungi. Și trebuie să recunoașteți asta. Și mai mult de atât, municipalitatea până la un moment dat le-a asigurat, și asta este o problemă cu care se confruntă. Da, se confruntă cu problema transportului. Iată că nici măcar un autocar nu au pus la dispoziție, încât deputatul Florian Nicolae n-a putut să-i refuze. Până la urmă, nu e problema domniei sale că are Astra sau nu are autocar să plece. Dar a ajutat și prin asta înseamnă că a înțeles că oamenii ăștia nu-și pot suporta, că știți, nu joacă un meci pe an. Galeria trebuie să-i însoțească permanent. Ce părere aveți de asta? Pentru că este o galerie, stați puțin, Dunărea Giurgiu, nu știu dacă a avut galeria formației Dunărea Giurgiu, nu știu dacă a avut formă legală. Deci lucrurile astea funcționează legal și probabil dacă galeria se va mări numeric și Giurgiu va avea, Astra Giurgiu va avea mulți adevărați suporteri. Vom deveni independenți. Da, probabil devin independenți. Dacă ați înțeles și punctul meu. O întrebare pentru o zi care este mai o vârstă. Ce amintește cumva Metu Vâlcea cu Giurgiu? Ce galerie avea Giurgiu? Dunărea Giurgiu a fost cu Vâlcea? S-a fost cu Rechești? Să spună da. Ce-i face la urmă. Da, dacă nu vă amintiți, eu nu v-aș certa, dar... Ce vârstă aveți, nu vă supărat. Poftim? Ce vârstă aveți? 66. Mulțumim! Mulțumim să fii sănătos! Vreau să-l întreb pe telespectatorul nostru. Cred că nu alunecăm pe panta să-i certăm că sunt puțini. Eu zic să-i lăudăm că sunt. Sunt, adevăr, sunt. Dar v-am mai spus și vă repet. Să-mi spună unul dintre ei dacă te faci cu zonă. Mulțumesc, bună seara! N-am înțeles. Îl deranjează că transportul este gratuit? Nu, încheiem aici. Mulțumim pentru telefon telespectatorului nostru. N-aveți niciun fel de replică așa? Nu, replică. Da, puteți, dacă aveți ceva. Probabil a întrebat dacă, probabil că s-a referit la faptul dacă dăm bani pe transport. Nu, pe transport nu dăm niciun ban. Niciun ban. Dacă ni se alocă vreun autocar, două, trei, câte, încercăm să le umplem și să plecăm în deplasare. Dacă asta vă interesează. Nu dăm niciun ban pe transport. Da, sunteți plătiți. Avem un telespectator, cerem îngăduință un minut. Sunteți plătiți? Nu suntem plătiți. Pentru asta nu suntem de acord. Da, haideți să le spunem. Atâta timp cât o să fim noi la galerie, eu, Petrică, nu va primi absolut niciun bani. Dacă se gândește cineva, să nu se... Dar hai să spunem, membrul galeriei are biletul asigurat, da? Da. Intră gratuit. Intră cu noi. Intră cu biletul pe care îl oferă clubul. Păi ce vreți? Mi se și pare noi și să reciprocitatea între cluburi. Deci în afară de chestia asta, aici primești bilet. Mergem acolo, primești bilet. Era Giurgiu, erau învățați.
cu problema asta. 20-30 de lei se primea de persoană să meargă să susțină zona Giurgiu. Da. Era altceva. Și de asta probabil au rămas cu mentalitatea asta. Adică nu ești fan. Cum să fii fan plătit? Pentru că îți iubești orașul. Da. Sigur. Nu pentru bani sau pentru altceva. Haideți să-l lăsăm pe telespectator să ne spună ce are de spus. Bună seara! Bună seara! Mă auziți? Da, vă auzim. Aș vrea să intervin și eu și să spun părerea în sensul că eu nu reușesc să înțeleg patimile astea, Dunărea Giurgiu, Astra Giurgiu. Nici noi nu le multe personale, cred eu, pentru că fenomenul sportiv nu este reprezentat. Până la urmă, este o echipă de fotbal, este o echipă a orașului și trebuie să respectăm valoarea. Și aici ce vreau să vă spun. Eu am fost... Eu sunt mexican, dacă știți, cel cu pălăria. Da, cu domnul Petrică. Eu până să vin asta, eu am fost un mare fan cu fotbal și am participat la multe meciuri și mă duceam la București și pe Ghecea și pe când nu era. Și am fost și cu Dunărea Giurgiu și pot să vă spun că am fost și la Botoșani, am fost la Modru când juca, am fost la Brazi, am fost la Câmpina. Am fost la Mogoșoaia când a jucat Dunărea Giurgiu primul meci în nocturnă cu Petrolul Ploiești. Am fost la Ploiești când juca Budescu la Petrolul Ploiești, ne-a bătut cu 7-0 și zicea lui Budescu Blecota ca poreclă și juca la Petrolul la momentul acela. Și am era cu regretatul care a murit, care lucra la dumneavoastră comentator cu scapă. Da, colegul nostru, da. Mihai Bunderaru. Și bun, a fost Dunărea Giurgiu, am iubit Dunărea Giurgiu, a fost la momentul acela. Acum este asta Giurgiu. Dar iubim și Dunărea Giurgiu. Un meci în oraș, cum vorbeau și colegii, când suporte lui Celtic Glasgow, păi a fost ceva extraordinar când au venit și au umplut stadionul. Și nu venea să cred și vreau să comunicau cu noi și ne întrebau ce este echipa și le-au plăcut orașul, stadionul și toate cele. Și de asta zic, nu înțeleg de ce ambițiile astea așa și nu recunoaștem că este o echipă în oraș care ne reprezintă. Am avut basket, n-am reușit să-l ținem. Avem fotbal, ce vrem să facem? Să distrugem totul, să ne... Eu nu reușesc să ne explic chestiile astea. Asta cum, adică lucrurile, trebuie să vedem partea pozitivă și bună a lucrurilor. Nu... Să încercăm să supunem, da, domne, că Dunărea că a fost și că nu ne regăsim în asta. Ba ne regăsim, scrie în istorie, dacă nu spuneai cu Paul. E un început să creează o echipă, trebuie să o iubim și încet, încet se va fi agreată și mai ales că, cum să spun, n-a fost o echipă care să lupte la retrogradare, sub solul clasamentului, să zic, a venit... Și chiar dacă ar fi fost așa... Păi ce vrem mai mult? Da. Mulțumim frumos pentru telefon. N-am întrebat pe nimeni. N-am întrebat pe nimeni. Cum se numește? Pur și simplu să se suntem suporteri în seara asta cu toții. Cineva spune: vă salut, frații mei din galerie, dar faceți-vă mai auziți, vă pupă Sobi. Șobi. N-am diacritice la text. Alb și negru, noi iubim Astra Giurgiu, ne numim. Da, alb și negru, noi iubim Astra Giurgiu, noi iubim. A vrut să fie un slogan. Da, este un slogan. Care este jucătorul tău preferat? A plecat jucătorul meu preferat. Nu mai știu jucătorul preferat. Și da. Știu cine era. Priațigas. Da. Să-i facem rost de un jucător. Da. Toate fetele ne-am mutat pe Enache acum. Da? Puțin eu, da. Fetele din ambasada la Enache. La Enache, da. Contează aspectul, da? Da? Enache, da. Da, sper să simtă Enache deci energia fetele, feminină. Deci fetele, dacă vin în galerie, aici pentru toate fetele de liceu, veniți fetelor că aveți ce vedea la stadion. Da, drăguț. Aveți așa cât un jucător favorit? Vă dați seama, nu ne plac toți jucătorii. E bine, da, știm. Junior, da. Moraes. Junior Moraes, Enache. Așa. Budescu. Budescu. Știe că îți place cel mai, că îl place cel mai mult? Nu știu. El, da, tricoia lui.
este de la meciul cu Craiova, chiar tricou de joc. Da, a venit, chiar ne-a bucurat când a venit la finalul meciului, a venit la noi, ne-a mulțumit, ne-a salutat și ne-a dat tricoul. Un gest frumos care ne atrage și sperăm să atragă tot giurgiuveni în continuare prin gesturile astea. Ce am văzut la Craiova și pe mai multe stadioane și la noi, nu cred că o să fie prea curând. La finalul meciului, jucătorii traversează stadionul aplaudând și noi personal am aplaudat jucătorii Craiovei la finalul meciului. Însă la noi, dacă vor să facă lucrul ăsta, n-au pe cine să aplaude, pentru că giurgiuvenii în minutul 80 au părut stadionul. Să gândesc ca oră să plec, să-mi iau mai repede mașina, să nu mă păi sunt în capătul celălalt al Bucureștiului. Da, cum a numit Petrică, suntem o metropolă și... distanța ce părere ai, Alex? Da, într-adevăr, așa se întâmplă. Au fost situații când s-au marcat goluri. Și nu le-au văzut. Și nu le-au văzut. Că da. Să exprimă cu mașina din parcare. Da. Sau să nu mă înghesui, nu știu. Sunt ce meciuri și meciuri, totuși. La unele meciuri, am da, la unele nu. Nu merg. Da, nu merg. Dar de ce să nu stai... E greu de înțeles. Nu ne explicăm nici noi ce este. Da, uite, după meciul cu Rapid... când a jucat superb, a avut Budescu un gol extraordinar, fiica mea a stat cu mâna întinsă, a așteptat să treacă jucătorii pe acolo, cum a văzut ea că se întâmplă pe niște stadioane, și a plecat tristă. Da. Și pe mine m-a întristat lipsa de reacție. Nu știu dacă a avut echipa vreo reacție atunci. Eram destul de departe de ieșirea lor din stadion. Da, unii jucători chiar au, chiar la fiecare meci, adică Găman, Junior Moraes. De la urmă e atât de puțin pentru ei lung, să recompenseze cumva... În general, cei care stau aproape de noi, adică noi fiind în peluză, portarul, de exemplu, are contact cu noi, fundașii au contact cu noi, acești jucători sunt alături de noi, plus că atacanții care se duc și atacă, în momentul în care se bucură de gol, nu vin direct la noi, că dacă e în celălalt capăt al stadionului, nu alergă până la noi. Și se găsește un giurgiuvean care este list sau alea și îl scui pe lângură și... jucătorul acela, ca de exemplu Budescu. Budescu a avut multe conflicte cu... Ia te rog să ne spui. Să le spun. Au fost văzute la fiecare, aproape la fiecare meci, să găsește câte unul care să-l înjure, să strige sărmăluță, grasul sau diferite defecte care s-au scos prin presa centrală și s-au spus sărmăluță. Dar bine, acum nu sunt în divizia sau în liga nu știu care, să nu fie instruiți și antrenați să facă abstracție de strigătele din tribună, că pe lângă sărmăluță sunteți voi care strigați. Asta e, noi nu vrem să cădem în aceeași oală. Ei, nu, nu cred. Nu, îl dezaprob total dacă v-ar asimila cu sărmăluță sau nu știu ce. Corect, noi asta nu vrem să... Probabil că și noi la rândul nostru ne-am supărat că au avut meciuri în care nu au jucat și au fost momente în care puteau să joace și nu au jucat. Da, asta se întâmplă în orice echipă. Ați considerat voi. Da, în orice echipă, în orice galerie există momente în care să fim supărați, momente în care... Nouă ni s-a întâmplat ceva... istoric, atunci când Astra s-a calificat în finala cupei în ultima secundă prin golul lui Paul Papa. Da, atunci, da, da. Noi nu mai eram pe stadion. Noi ne-am supărat. Bine, a fost problema atunci cu stoarzii, pentru că ne-am certat și ne păzeau mai rău ca pe Galeria Petrolului. Ei înjurau noi decât băteam în palme și nu înjuram absolut deloc și vreau să ne dea afară, ne-au jignit. Până la urmă am dat cu floarele și am plecat în el. Și am ajuns în fața televizorului noi cu gândul că am pierdut calificarea în finala cupei și... Nu vă pare rău că n-ați fost să faceți niște flip-flacuri? Am auzit pe tata din bucătărie, ne-am calificat și... A fost frumos. Adică cum mai auzit în bucătărie? Eram un galu și am urlat în casa acolo. Am urlat și vreau să mergem pe stadion atunci și... Am luat și cupa și a fost bine. Așa că să nu mai mă certi. Avem aici tatăl. Și fiul, da. Da? Și mama este acasă să uită la noi. Da. O salutăm vine și pe mama. Vine la fiecare mea și mama. N-a putut să vină acum în platou pentru că nu se simte bine, sărăcită și ar fi vrut să vină. Extraordinar. Da. Platou e cald. Da. Da, e plăcut. În galerie sunt multe familii. De la... Deci chiar sunt în galerie sunt 3, cel 4, 5 familii. Cel mai mic membru e de 3 ani, nu? Da. Da? Da, și... cred. 3 ani. Dar avem foarte mulți copii.
Da. Da, avem copii, mulți spun că de ce vin copii în galerie. În galerie poate veni oricine. Da, nu e interzis, da? Nu dacă e interzis, merg, nu e o limită de vârstă. Eu personal, dacă spun la o persoană, un copil, un om matur, și spun hai în galerie, prima întrebare e ce ne dă. Adică ce să le dea? Ce spectacol! Spectacol! Gândesc bani, gândesc, nu știu, asta este. Noi, eu îi spun, eu să ofer un bilet. Deci până să vină echipa Astra, să vină în Giurgiu, toți țineau cu câte o echipă. Că era Dinamo, că era Rapid, că era alte echipe. Ei, trebuie să schimbe mentalitatea asta. Nu, a venit echipa Astra Giurgiu, echipa orașului nostru. Toată lumea să țină cu Astra Giurgiu. Bine, nu le, nu le interzice nimeni să nu țină cu echipa lor. Nu. Da, Alex, te întreb. Poți să ții cu două echipe deodată? Eu zic că da, că eu țin și cu Steaua. Cred că la Giurgiu ei se... Deci nu pot, experimentul ăsta se produce. Nu pot să mă dezic. Dar niciodată nu... Nu știu, sunt femeie, nu mă țin așa după echipă, dar am susținut echipa Steaua. Și acum o susțin, dar eu cred chiar că țin poate, dar Astra. Văd că se poate. Adică se și... poate, da, au loc. Asta nu înseamnă două că echipe în sufletul unui om care iubește sportul. Da, au, are loc un campionat întreg. Acum da. Te întreb la Steaua Astra. Pe cine susțin la Steaua Astra? Pe a? Cine am susținut? Pe Astra. De Paște. Da. De Paște. De Paște suntem pe stadion. Da. Da, deci, chiar în ziua de Paște. Noi vom face Paștele în familie. Deși n-o să mă... N-o să strig nici împotriva Stelei, dacă aveți astfel de... O să privesc spectacolul sportiv și o să mă încerci așa, tot felul de stări. Ce să spun? Că o să că te mergeți alături de noi și o să, o să strigați cu noi Forța Astra. Da, bineînțeles. Bineînțeles, pentru că a reușit să mă câștige. A reușit să mă câștige Astra. Totul vine și din interior. Da, vine. Urmat exemplu de tot Giurgiu Veni. Și mi-ar plăcea să văd, să n-avem loc pe stadion și să fie o atmosferă. Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai frumos. Cu cât ne strângem mai mult, cu atât se aude mai frumos. Asta e tot. Alex, te pun și pe tine într-o situație dificilă. Hai să nu fiu decât eu pus așa la colț. Tu cu ce echipă ai ținut înainte? Prietenii știu, deci te vor da de gol. Da, recunosc că am ținut și încă țin. Sunt suporter al Dinamo București. Și Dinamo Astra, cu cine ții? Cu Astra? Nu știu. Păi de ce să fiu decât eu pusă în situația asta? Nu, stau deoparte și privesc spectacolul. Da, nu da, da, e... Am o satisfacție dacă eu am fost ar câștiga Astra, dar... Și totuși... Și eu tot da, am strigat împotriva Rapidului, am fost rapidist. Da. Am strigat împotriva Rapidului și eu tot, am jucat la Giurgiu. Și eu cu nimeni, niciodată. Eu da. Sunt Astra. Eu am ținut cu Dinamo, iar când a fost Astra Dinamo, am urlat mai tare ca niciodată pentru Astra. Deci. Dar nu poți, hai, că cum? E de la Giurgiu. Deci, e patriotismul de ăsta local. Să ținem cu echipa noastră. Da. Da, eu voi sta în galeria Astra. Oricum s-a îmbogățit cu doi membri, de asta vă asigur, și vă spun și care sunt, chiar trei. Ce ar mai fi de spus în final? Ce le spuneți celor care ne privesc și care spun, ba, Dunărea Giurgiu, aveți ceva cu Dunărea Giurgiu? Noi nu avem. Ce să avem cu Dunărea? Strigați Dunărea Giurgiu dacă vă aflați la un meci al... Pe stadionul din Port, da, al Dunării. Da, bine, da, 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 noi asta am vrut să facem un dar schimb, să vină ei deci, cu noi și mergem și noi cu ei. Da. Nu e problemă. Noi asta am vrut să spunem, că să se înțeleagă pentru totdeauna că Dunărea Giurgiu a fost înființată în 1964 și în 2010 a devenit satelitul Astrei Ploiești. Se numea Astra 2 și a jucat pe stadion cu tot numele de Astra 2, în 2012 a dispărut. Uite, acum ne aflăm în galerie. Da, a dispărut pur și simplu și în 2013 a fost reînființată. Este o Dunărea Giurgiu, o echipă nouă. Adică, și nu se mai numește FC Dunărea Giurgiu, se numește CSM Dunărea Giurgiu, e cu totul altceva. Care a fost creată din mai multe echipe din oraș și,
și joacă în Liga 4 și, cum a spus și Denisa, colega noastră, succes. Succes și mergem să vină alături de noi și noi vom merge alături de ei. Vă pot spune cu una pe inimă că o altă echipă din Liga 4 susține Astra la fiecare meci al ei. Adică Arsenal Maru la fiecare meci al Astrei este prezent în tribune. Da. Eu nu vreau să se înțeleagă greșit. Nu este, nu. Suntem, trebuie să îi respectați și pe suporterii tuturor echipelor. Încă nu poți obliga un dinamovist care nu ar renunța și vorbesc de colegul nostru de redacție. Pentru el Dinamo este sufletul lui, viața lui. Nu am văzut un suporter atât de înfocat. Chiar nu pot să-l condamn. Deci, rămâi fără grai, așa, cu tot sufletul. Dar nu, chiar e păcat să se instaleze așa un conflict între voi și suporterii Steaua și e momentul să facem un apel. Nu știu, când vine Dinamo, da? Suporterii Stelei să nu strige împotriva Dinamo și să strige hai Astra. Mă gândesc că ar fi frumos, nu? Ar fi minunat dacă s-ar întâmpla chestia asta. Să vină să ne susțină. Da, a fost doar un exemplu și viceversa. Dacă echipa dumneavoastră, adică mi se pare mult să îi cer să se convertească așa imediat. Poate să se convertească niște adevărați suporteri. Poate mai au de lucru și cei din echipă și clubul să-i facă să-și dedice, să-și mute sufletul în altă barcă, ce să mai. Dar până atunci, așa, în meciuri din astea, să treci lângă Astra când nu joacă echipa ta, cred că e posibil. Da, până la urmă, grupul acela de suporteri despre care spuneți e destul de restrâns. Nu sunt foarte mulți. Eu suporteri le spun la cei care merg pe stadion. Da. Fani. Cei care merg pe stadion și tot respectul pentru ei, care merg să-și vadă echipele Steaua, Dinamo, Rapid și care mai sunt. Dar aceia nu sunt foarte mulți. Sunt puțini. Mulți susținători care sunt doar acei suporteri de televizor. Da. Care a auzit el pe bunicul sau pe tata că ținea cu nu știu cine și ține și el. Da. Dar el n-a fost în viața lui pe stadion, n-a văzut niciodată echipa așa zis favorită pe viu. Și pe aceea nu înțeleg. Ce-l reține să nu vină aici? Dacă tot e așa aproape de noi fotbalul. Dacă tot are posibilitatea să-și vadă și echipa care el zice că o simpatizează. Datorită lui Astra. Iată ce spune cineva. Giurgiuveni, treziți-vă, nu mai stați pe Facebook. Veniți la stadion, steliști, dinamoviști, Astra Giurgiu v-a dat privilegiul să vedeți un meci de Liga 1. Foarte frumos. Mesajul de final și de, da. De Europa League mai ales. Ei, am cam ajuns la finalul emisiunii. Să se mărească galeria. Ne dorim. Să vină să chestia asta și alături de noi. Pe și Luca copii vrem și bătrâni. Vrem să o umplem. Da, câți membri au loc? Cât mai mulți. Deci noi le facem loc. Să vină cât mai mulți, noi le facem loc. Loc este. Nu de 2500 de locuri sunt. Da? În peluză, da. Pentru galerie. Da. Cea mai frumoasă atmosferă este la peluză. Da. Am văzut-o, chiar dacă am urmărit meciul în picioare. Noi pe lângă că ne susținem echipa favorită, ne și distrăm. Da. E distracție, te descarci și vii de la muncă, te simți bine pe stadion, te simți liber, nu se ia nimeni de tine. La noi, noi suntem uniți, nu avem un lider care să fie... Nu e impus nimic, nu se cere ceva. Deci nu avem, să zicem că e o ordine, e libertate, e libertate de plină. Deci nu avem probleme. Fiecare se manifestă cum vrea. Da. Și suporterii care își cumpără biletul, care dă acel panfă bilet la peluză, îi rugăm, măcar dacă nu vor să ni se alăture, măcar să bată din palme. Sau în momentul în care vede că e un moment în care trebuie să-i ajutăm, să strige asta vrem. Am încercat de atâtea ori. Toată peluza, am urlat, am mare nimeni. Tot stadionul. Cel mai bun exemplu să-l ia și să gândească toți suporterii astea la meciul cu Olympic Lyon, cum a fost acel final de 20 de minute.
Ăla merită, e cel mai bun exemplu. Așa vrem să fie mereu. Au fost în picioare? Așa să fie mereu. Da, au fost și steliștii și dinamoviștii. Da, dacă echipa Astra ar avea un public care să o susțină, ar defila, să știți, în campionat. Dacă ar avea un public care să o susțină și să o împingă spre victorii. Da, sper să audă cine trebuie să audă. Vă doresc succes cu transportul. Mulțumim. Mulțumim. Să rezolvăm până la urmă. Unde ne... Încerca unde... să sensibilizați pe cine trebuie. Alex, unde vezi galeria Astra peste un an și echipa? Din nou pe stadion. Sigur. La fel ca în fiecare etapă când meciurile se joacă acasă și în deplasare, acolo e văd. Mai numeroși. Da? Am văzut că se poate. La meciul cu Lyon, 8.000 de oameni au fost pe stadion. Și au strigat toți Astra, și asta e important. Da, a fost George. Extraordinar. Da, mi s-a făcut pielea de găină, numai amintindu-mi, a fost nemaipomenit. Vă mulțumesc pentru... Și noi vă mulțumesc. Prezența în platou, TV Giurgiu susține sportul, doamnelor și domnilor, prin redacția de sport și nu numai, prin emisiunile, prin emisiunea sportivă, prin partea de jurnal dedicată sportului, asigurată de colegul meu, Alex Iorgănescu, și nu numai, și colegii din redacție contribuie uneori la atunci când se întâmplă multe evenimente. Da, TV Giurgiu este alături de sport, este alături de Astra Giurgiu, este alături de Dunărea Giurgiu, este alături de fiecare sport și de toate evenimentele sportive care se întâmplă la Giurgiu și nu numai, acolo unde Giurgiu, numele orașului, se aude. Mulțumesc pentru că a stat până la această oră. Rămâneți cu TV Giurgiu, ne revedem luni la audiența cu ediție specială. Până atunci, numai bine!